Popescu, dacă în partea arbitrilor aveți ceva. Nu, mai două, trei cuvinte, deci nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră. Așa cum v-a spus domnul Pitaru, pe 6 aprilie vom avea o instruire a observatorilor județeni, o instruire și o testare teoretică, care este regulamentară, deci așa spune regulamentul. De două ori pe an, observatorii la toate nivelurile, inclusiv cei republicani, sunt instruiți și testați. Pentru scopul este unul singur, uniformizarea observării arbitrilor pentru ajutorarea acestora să progreseze. De asemenea, vreau să vă informez că eu am fost plecat din țară într-o perioadă un pic mai lungă. Am revenit, am ținut legătura în permanență cu colegii mei din Comisia Județeană de Arbitrii. Eu zic că trebuie de curs până în momentul de față bine. Suntem pe un drum bun, un drum bazat, poate cei care au fost la testele care le-am dat luni și marți pe stadion, testele fizice, pe seriozitate, muncă, disciplină și competență. Că arbitraje vor mai fi și arbitraje mai slabe, deocamdată încercăm să ajutăm pe fiecare. Noi, Comisia Județeană de Arbitrii, pe cheltuiala proprie a Comisiei Județeană de Arbitrii, în afară de observatorilor delegați de către AJF, trimitem la jocurile la care trebuie să vedem copiii tineri pentru a-i aduce pre-performanță observatorii patronați pe care îi plătim din fondurile noastre. Da? Vom începe acum de duminică să trimitem. Așa? Și de ce să nu vă ascund că o să mergem să vedem și arbitrii despre care avem informații că nu știu prea vă de treabă, că mai sunt și aceștia. Nu suntem naivi să credem că nu sunt și uscători în pădure.